Cuvântul Domnului astăzi este din Genesa, capitolul 45, și aș putea să vorbesc despre suferința în familie. Și l-am ales pe Iosif, suferința lui Iosif, de aceea vom citi doar un pasaj din Genesa 45, de la versetul 1, până la versetul 5. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim că ne-ai creat, că ne-ai pus în lumea aceasta și că prin providența ta noi putem trăi și ne bucurăm de tot ce avem. Dar știm că suferința este inevitabilă și în familiile noastre. De aceea, unii nu știm cum să ne purtăm, cum să reacționăm. Avem nevoie de călăuzirea ta. De aceea, noi îți mulțumim pentru cuvântul tău, care e plin de înțelepciune. Îți mulțumim pentru Duhul tău, care este gata să ne descopere adevărul din acest cuvânt. Și de aceea stăm aici, încrezători și dornici, să vedem ce vrei să ne înveți și astăzi, cum să ne raportăm în familiile noastre la suferințele prin care trecem sau vom trece. Ne rugăm de aceea ca Duhul tău să fie la lucru, cuvântul tău să ne vorbească tuturor. În numele lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Despre suferința în familie, cazul lui Iosif. Iosif a suferit de tânăr. Suferința l-a găsit și pe el. Suferința vine neanunțată. Dar primele suferințe ale lui au venit din partea familiei. Frații lui l-au vândut ca rob. Apoi Iosif a trecut prin foarte multe situații limită, a fost acuzat pe nedrept, îi lipsea familia, îi lipsea tatăl lui, de care era foarte atașat. Când a murit tatăl lui, găsiți aceasta în Genesa 50, a plâns foarte tare din nou. Și
Ce i-a promis Tatălui, aceea a făcut. L-a îngropat în mormântul pregătit pentru el, pentru Iacov, pregătit chiar de înaintașii lui, de Avram. Nimeni nu este scutit de suferință. Principalul obstacol pentru care mulți oameni nu cred într-un Dumnezeu suveran, bun și drept, este de ce acest Dumnezeu, bun și drept, îngăduie suferința în lumea Lui. Unii chiar și-au pierdut credința din acest motiv. De curând am întâlnit o familie bulversată și-au pierdut un copil. Nu mai puteau să se roage, nu se mai puteau bucura de viață, nu puteau cânta. Tot mai rar frecventau biserica și făceau greșeala pe care o fac poate cei mai mulți, să se izoleze. Când suferința vine peste tine, caută comunitatea. Caută să stai împreună cu alții. Te vor proteja. În Biblie există multe cazuri prezentate corect de familii imperfecte, familii care au suferit din partea familiei uneori. Într-un fel, suferința este inevitabilă și trebuie să acceptăm aceasta. Greu pentru unii, foarte greu. Și suferința, să știți, nu se referă doar la marile pierderi, da? Când moare cineva din interiorul familiei. Am observat că cele mai multe suferințe cumulate sunt din cauza unor situații obișnuite de viață. Cu cât trece viața, cu atât aceste suferințe, dureri ale noastre, sunt diverse, vin așa în etape. Chiar după ce te-ai căsătorit, suferi că trebuie să știi să trăiești împreună cu celălalt. Doar n-ai învățat înainte. Și sunt tot felul de frământări acolo. Există suferința tinerilor care învață cum să fie părinți pentru prima dată sau cum să trăiască singuri după ce au plecat de la părinți. Există suferințe pentru părinți care unii au rămas singuri. Suferința e cu noi în fiecare etapă vieții. Vreți să vă spun de ce sufăr eu acum? Nu am să vă spun. Soția mea, medic fiind, mi-a spus așa o vorbă drăguță, a devenit ca un motto deja. Dragul meu, zice, când te întreabă cineva cum ești, să nu mai spui că ești sănătos. Să spui doar că ești funcțional. Corect. Da. Cei care aveți copii, avem sală specială pentru părinți, vă rog să respectați rânduiala bisericii. Mulțumesc. Există tipuri de suferință specifice familiei. Și la aceasta vreau să mă refer. Am selectat și din viața lui Iosif, dar am să trec și viața din viața mea, din experiența pe care am avut-o. Și am făcut o selecție de suferințe
da? Specifice familiei. Bun. Primul exemplu din viața lui Iosif și care, să știți că este și viața mea, este suferința singurătății, a izolării. Iosif a fost izolat de familia lui, a fost trădat de frații lui, cumplit, separat de tatăl lui. Și apoi a ajuns singur într-o țară străină, cultură diferită, tânăr fiind. Sentimentul acesta de singurătate e foarte greu de dus. Dacă ați povesti cu cei care nu sunt căsătoriți și ar fi vrut să se căsătorească și încă doresc și au rămas singuri, povestiți cu ei să vedeți ce fel de suferință e singurătatea. Povestiți cu părinții care au rămas singuri. Dar există o suferință a izolării, a singurătății și dacă ești cu ceilalți în familie. Da? Poate să fie celălalt lângă tine și totuși să te simți singur. De exemplu, datorită lipsei comunicării între cei doi. Nu mai e cum a fost, apar tot felul de tensiuni, de presiuni în viață. Cei doi au încetat să vorbească. Stă lângă tine, dar nu vorbește cu tine. Nu-l poți descifra, nu-l poți cunoaște. Nu se lasă cunoscut. Se închide. E, pentru celălalt, e o suferință cumplită. Să fii cu ceilalți, dar să te simți singur. Tot așa există adolescenți care stau cu părinții, dar ei sunt, se simt alienați, înstrăinați, în mijlocul familiei. Și internetul, să știți că nu rezolvă problema. Sunt soții care suferă, deși toată ziua lucrează, țin casa, duc casa, tocmai pentru că le e greu și n-au cu cine împărtăși, că soțul nu e atent, nu ascultă. E un tip de singurătate greu de dus. Am să vă spun o poveste aici. Am citit despre un mare om al Dumnezeu și unii dintre voi aveți cărțile lui. Nu vreau să spun să nu-i mai citiți cărțile. E vorba de Tozer, sau Tozer, da? Aveți mult, și eu am multe cărți de el, m-au zidit când le-am citit. Scrie foarte bine, este un... a fost considerat ca un profet al secolului 20. Multe din perspectivele sale profetice au fost folosite de biserică. De exemplu, cum ar fi prioritatea închinării. M-a zidit mult cartea lui. Sau ce înseamnă să fii duhovnicesc. Cum să te menții curat, să ne compromis în mijlocul lumii. Dar să știți că Tozer a fost un foarte bun predicator, dar un soț și un tată foarte slab. El a citit mult, dar avea așa numitul unghi mort. Uneori e inexplicabil. Când a fost vorba de responsabilitățile lui în familie, soția lui, care se numea Ada, și-a îndeplinit admirabil rolul de soție, ca soția unui pastor, unui predicator. Dar soțul ei lua decizii fără ea și fără ceilalți membri ai familiei, uneori decizii greșite. Nu știa să-și conducă familia.
soția lui suferea din cauza dificultăților financiare, pentru că el nu știa să conducă financiar casa, din cauza singurătății, soțul nu prea comunica cu ea. Lipsa de căldură din partea soțului ei. După moartea soțului, a lui Tozer, Aidan Tozer îl chema, ea s-a recăsătorit. Și când oamenii au întrebat-o mai târziu dacă a fost fericită în viața ei cu primul soț, ea a răspuns, înțelept, nu am fost niciodată mai fericită ca acum. Pe Aidan l-am iubit datorită lui Hristos. Dar pe Leonard, al doilea soț, am simțit că el mă iubește pe mine. L-a iubit pe primul pentru că îl iuba pe Hristos, dar ea avea nevoie de soț, care nu era acolo. A fost, rețineți, un om foarte evlavios, un om foarte bun, care a avut o influență uriașă în biserica secolului 20. Încă citesc și sunt hrănit de scrierile lui, dar a fost un soț și un tată slab. Și un motiv a fost lipsa de comunicare. Indiferent cine ești, primii pe care trebuie să ai grijă, trebuie să fie cei din casa ta. Pentru că toți avem nevoie de ceilalți, de aceea ne-am căsătorit, de aceea stăm împreună. Bun. Acesta e un caz. Poți fi singur în familie și atunci când pleacă copiii de acasă. E un sentiment. Ați auzit de sindromul cuibului gol. Noi chiar îl trăim, că 6 copii, toți sunt plecați, nici nepoții măcar nu stau cu noi, stau destul de departe acum. Nu e deloc simplu. E bine că ne avem unul pe celălalt, mai compensăm cu ceva animale domestice în zona, dar când treci de o anumită vârstă, ai vrea să fie cât mai mulți lângă tine. Și când copiii trebuie să plece de acasă, apare sentimentul de singurătate. E acolo, cu tine. Și dacă îți moare și partenerul de viață și devii văduv sau văduvă, e mult mai greu. Dar vreau să vă spun aici ceva părinților care credeți că pruncii vor sta tot timpul cu voi. Nu vor sta. Copiii vor să plece. Noi am făcut o casă aici, lângă Timișoara, și am zis că fiica cea mai mică va sta cu noi. A făcut școala în Timișoara. Da, când s-a căsătorit, de fapt, înainte de a se căsători cu câteva luni în urmă, ne-a și anunțat. Vedeți că eu nu stau cu soțul cu voi. Nu, am făcut cameră pentru ei. Baie cu baie, da, tot. Nu? Ne-a anunțat că nu vor să stea cu noi. N-am întrebat motivele. Dar e aproape normal. O familie tânără să stea separat, să se dezvolte singuri și a mers bine până acum. Dar știți de ce? Uneori alegerea cea mai bună este și cea mai dureroasă. Cel mai bine a fost ca să plece pentru ei. Există un timp în viață când copiii ajung să-și dezvolte, spun și psihologii, să-și dezvolte o nouă capacitate. Se numește capacitatea de a face diferența. Adică copiii ajung la un grad de maturitate în care au scopuri diferite
Dintr-o dată, scopurile vieților sunt altele. Dintr-o dată, știu eu, poate la 17-18 ani, au valori diferite, vor un gen de intimitate nou și își separă emoțiile. Da, îți mai dau și ție ca părinte ceva emoții, dar ei și le canalizează spre altcineva. Și dacă apar și copiii, normal. Acceptă tot mai mult diferențierea față de opinia altora, tolerează mai ușor disconfortul și conflictul, da, în relații. Brusc se întâmplă toate acestea. Deci e o vârstă. Și ar trebui să urmăriți atenți ca părinți. Pentru că se dezvoltă în ei această capacitate, da, de a vrea să plece, de a vrea să fie singuri. De aceea știm, noi părinții aproape totdeauna zicem că nu-s pregătiți pentru viață, că ar fi trebuit să mai stea, că trebuie să stea cu părinții, dar e natural ce se întâmplă cu ei. Și înțelept este să stai la îndemână, dar niciodată în cale. Sigur, noi vom suferi. Dar am stat mai mult asupra acestui sentiment, acestei suferințe de singurătate, de izolare, pentru că e reală și prea puțin vorbim despre ea. Da, trebuie să ne pregătim pentru asta. Al doilea tip de suferință în familie este, din câte văd și în viața lui Iosif, este suferința pierderii. Pierderii celui drag. Iosif și-a pierdut familia, după aceea și-a pierdut tatăl pe care, zic, l-a iubit special. L-a jelit ca formă de regret, de căință, de tristețe. Cine își pierde părintele are un alt fel de gol în inimă. E ceva uneori de nedescris, știi doar că e acolo, e o tristețe care se așează în tine. E o suferință, știți, și pentru ce mă gândeam la faptul că și eu mi-am pierdut părinții, rând pe rând, așa, e o suferință care întâi e semnalizată de sentimentul de reproș. Ce ai mai fi putut face pentru ei și nu mai poți face? Ce ți-ar fi dorit să-i spui și, uite, moare subit, moare pe nepregătite și nu mai poți? L-am trăit de mai multe ori în viață și cu pierderea soției, primei soții și a copilului și a părinților și a sorei. De aceea trebuie la timp să porți grijă de părinții tăi. Și aici va apărea un alt tip de suferință. Pregătește-te pentru asta, să-i vezi îmbătrânind, să-i vezi neputincioși, să-i vezi că unii sunt bolnavi sau au demență, semne de demență sau semne de uitare. Trebuie să ai grijă și de tine, pentru că tu trebuie să mergi înainte, dar să-ți faci timp și pentru ei. Ei au fost un dar de la Dumnezeu pentru tine, iar la dar se răspunde cu mulțumire, cu recunoștință. Dar există și aici poate o suferință. Nu știu dacă nu se pot clasifica suferințele în familie când pierzi pe cineva, dar trecând pe aici, zic, când mi-am pierdut băiatul, care a murit la 20 de ani, a apărut în viața mea, în inima mea, un alt gen de suferință, mai tăioasă, mai aproape mai greu de gestionat.
și te cuprind alte sentimente. Acum două weekenduri am fost la Cluj, la slujire acolo, într-o biserică. La terminare ne-am dus mai multe familii în urma unei sărbători. Să stăm la masă, era multe familii. Cei mai mulți erau din străinătate, veniți pentru acest eveniment și ne-am pus aleator, așa, fără să planificăm. Și providențial, eu am stat lângă un bărbat tânăr, făcut cunoștință cu el, îl chema Paul, și da, am început masa. Bună, mâncare bună, nu vă spun detalii. Ne-am bucurat toți, toți râdeau, mai una, alta, povesteam celor care veneau din diasporă, de era dor de România, evident, mereu sunt nostalgici, diverse. Dar am observat că tocmai vecinul meu, din dreapta mea, nu râdea la nimic. Aproape scotea câteva cuvinte și așa cum e, politețea noastră ne face să respectăm starea celuilalt. Dar cineva mi-a șoptit, zice, ar trebui, zice, să vorbești cu Paul. Pentru că în urmă cu 4 luni de zile și-a pierdut băiatul de 21 de ani. A murit de o boală. Și zice, Dumnezeu te-a pus special lângă el. Și totul s-a schimbat. Tot ce s-a întâmplat acolo s-a schimbat dintr-o dată și pentru mine. M-am apropiat de el. Am povestit. A aflat și el că și eu mi-am pierdut băiatul la aceeași vârstă și el. Eram doi suferinți. El încă sângera puternic, emoțional. Eu cicatrizat. Dar terenul comun a fost suferința. În dimineața aceea am predicat la biserică despre Fiul cel Mare, din pilda cu Fiul Risipitor. Știți că Fiul Risipitor a avut un fiu, un frate mai mare, care nu s-a bucurat când fratele lui cel mic s-a întors acasă. Și textul spune acolo că tatăl s-a bucurat, a tăiat vițelul cel îngreșat, a făcut mare serbare, pentru că fiul a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Dar fiul cel mare, fratele celui risipitor, nu s-a putut bucura. Tatăl îl invită în casă, pentru că fiul stătea afară. Nu vrea să intre în casă să se bucure. Nu putea. Și tatăl îl invită pe fiul cel mare în casă. Și textul Bibliei spune că fiul cel mare s-a încăpățânat să intre. Și în predica mea am vorbit despre încăpățânarea celor care suferă, dar care se autojustifică, că de acolo apare încăpățânarea. Fiul cel mare numai despre el vorbea. Nu pomenea nimic despre ce a făcut tatăl lui pentru el. Numai despre el, că era acolo, că lui de ce nu i-a tăiat vițelul și... Nu vedea corect tot planul. Și vorbind cu Paul de lângă mine, mi-a spus, Dumnezeu m-a cercetat, mi-a vorbit mie direct azi. Și l-am întrebat, zic, ce ți-a vorbit Domnul? Mi-a vorbit prin cuvântul încăpățânat. De când a murit băiatul meu, m-am încăpățânat. Îi cer socoteală lui Dumnezeu. Nu mai predic, era prezbiter într-o biserică. Nu mai predic, nu mai pot cânta, uite așa sunt. Au încercat alții să mă ajute, i-am respins. Și zice, mă duc, mi-am mărturisit mie, mă duc tot mai rău, tot în jos mă duc. Dar astăzi Dumnezeu
mi-a vorbit. Eu sunt încăpățânatul ăla care mă tot autojustific. Că eu eram în centru, în loc să-L pun pe Dumnezeu în centru, pe Tatăl, care e milos. El nu a văzut, Fiul cel Mare, esența că Tatălui avea o inimă plină de milă. Să stai în casă, să stai cu ceilalți, să te umpli de resentimente. Da, să știți că pierderea celor dragi aduce o traumă, presiune în plus pe inima ta. Mai tot vorbesc cu tineri, mai ales băieți care nu se căsătoresc. Și tot încerc să-i motivez să se căsătorească. Știți că unii nu se căsătoresc de frică, că își vor pierde libertatea, în sfârșit, ce e aia. Dar vor ajunge în viață când vor fi singuri. Nu vor mai avea pe nimeni lângă ei. Greu. Vin bolile, vin slăbiciunile. C.S. Lewis a avut o meditație într-o carte de-a lui, în Cronicile din Narnia. Și el spune așa: de ce să iubim dacă pierderea ne provoacă suferință? Iubim ca să știm că nu suntem singuri. E mult mai ușor să duci suferința împreună cu alții. Când împărtășești suferința cu alții, devine mai ușor de dus. Bun, aceasta e al doilea tip de suferință, suferința pierderii. O găsim și la Iosif. Al treilea tip de suferință în familie este suferința trădării. Iosif a fost trădat de frații lui. Trădarea înseamnă, nu, ruperea unor relații de încredere. Cu toate acestea, l-a văzut pe Iosif că iartă pe frații lui. Și el face primul pas, iartă, deși ei l-au trădat. Le întinde mâna. Minunat caracter. Foarte mulți teologi și exegeți, să știți că fac paralele între Iosif și Iisus, Domnul nostru. Prin ce a trecut Iosif, prin ce a trecut Iisus, atitudinea lui Iosif seamănă foarte mult cu mai târzii atitudinea a Domnului Hristos. Dar, vă dați seama, frații lui i-au luat dreptul de a trăi, dreptul de a avea un viitor. Și a fost foarte rănit emoțional. De aceea, când se descoperă fraților lui din textul nostru, din Geneza 45, citim că Iosif a cerut ca să iasă toată lumea afară din sala respectivă și când a rămas doar el cu frații lui, s-a descoperit: eu sunt Iosif. Știți ce spune imediat? Mai trăiește tatăl meu? Frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. În familie apar astfel de suferințe. Mărturisesc că în ultimii ani, destul de mult, 15-20 de ani, am consiliat, am ajutat familii multe și mai ales de slujitori care suferă sau au suferit din cauza trădării. Cei mai mulți din cauza infidelității sexuale. Pornografie peste tot. La unii alcool, la unii dependențe de jocuri. Mi-amintesc de
o familie tânără care m-a căutat la terminarea unei conferințe. Ea era mai vorbăreață, așa, mai volubilă. Și vorbea, el stătea ca un mielușel lângă ea, pentru că era cel vinovat. Da, se vedea clar asta. El cu capul plecat, ea, frate, am venit pentru că avem o problemă în familie, dar nu mai a vorbit. Da, a spus ce trebuie. Pe scurt vă spun. Uitați-vă, zice la el, eu m-am uitat la el. E dependent de jocuri de noroc. Toți banii pe care îi câștigăm se duc la jocuri pe computer, juca poker pe internet. Aveau copii, aveau cheltuieli. Zice, nu mai pot, nu mai știu ca soție. El tăcea și recunoștea. Au încercat diverse metode, nimic n-a funcționat. Cu anumite dependențe, știți, singur nu te poți ajuta, că de-aia ai ajuns dependent, trebuie să te ajute altcineva din afară. O suferință în familie, nu vă spun ce a urmat, dar am văzut neputință, recunosc, o neputință în fața mea, o femeie care nu mai știa ce să facă, să salveze cumva familia și soțul. Bun. Aceste infidelități, aceste trădări din interior, că vedeți, trădare nu înseamnă să dai de afară, afară din casă, nu știu ce secret. Uite, trădarea este să trădezi o relație, echilibru, valorile familiei, să le trădezi. Asta e tot trădare? Efectele sunt incalculabile pentru copii. Când problemele apar la părinți, inevitabil se extind la părinți. De aceea apare divorțul, separarea. Foarte greu. Suferința trădării în interiorul familiei. Și încă un tip de suferință pe care am văzut-o la Iosif este suferința nedreptățirii. Adică atunci când ți se face o nedreptate. Vă amintiți cum Iosif a fost acuzat pe nedrept în tinerețe de o femeie oarecare care s-a răzbunat. Da. Să știți că am auzit o poveste contemporană, exact ce a pățit Iosif cu femeia aceea care a vrut să se culce cu el, dar Iosif a refuzat și până la urmă femeia l-a acuzat pe nedrept și Iosif a ajuns în închisoare. Am citit despre un pastor din Statele Unite a cărui biserică creștea duhovnicește și numeric. Și într-o zi, secretara bisericii îl acuză că pastorul a încercat să aibă o aventură cu ea. Ce credeți? Comitetul, biserica a crezut secretara, deși el negase. A trebuit să-și părăsească poziția de păstor. Familia lui a trecut printr-o cernere grea, printr-o mare rușine. După ani de zile, secretara, nu știu cum, cine a convins-o, dar a mărturisit că de fapt ea a fost cea care a vrut să aibă o aventură cu pastorul și că el a rezistat avansurilor ei și de aceea s-a răzbunat pe pastor. Și l-a acuzat nedrept. Dar era prea târziu. După plecarea pastorului, biserica a scăzut în putere, în mărturie. El a ieșit afară din slujire atunci. Cu rușine. Vedeți? De unde poate apărea? Iosif a trecut pe aici. E cumplit. Nu vă dau detalii.
Și eu am trecut pe aici, nu pe linia aceasta, pe alta. Trădări și acuze pe nedrept. Nu știam ce să fac. Și m-am încrezut în Domnul și am zis, Doamne, asta e problema ta. Dacă vrei să faci lumină, să faci dreptate, să o faci. Eu n-am să mă lupt cu Duhul acesta. Știți de ce? Pentru că m-am uitat la viața Domnului Iisus. De cele mai multe ori când a fost acuzat Iisus, Iisus n-a răspuns. Nu s-a justificat. A fost acuzat, vă amintiți? Că are drac. Că e demonizat. Cum răspunzi la asta? Altădată a fost acuzat că vrea să facă împărat, că destabilizează social. Da? Altădată că... cea mai gravă acuză, că a hulit. Blasfemie, adică s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și altele. Deci astea chiar sunt nedreptăți, acuze grave. Și Iisus n-a răspuns la nimic. Și când a fost acuzat, tăcea, spune textul din Marcu 14. Dar când a fost întrebat dacă este Fiul lui Dumnezeu, n-a mai tăcut. Acum, problema nu era de acuză personală la adresa lui, ci era vorba de un adevăr prin care tatăl trebuia să fie proslăvit. Și atunci n-a tăcut. Trebuie să vorbești atunci, mai ales când, să aperi adevărul. Da? Nu să tăcem cum a făcut poporul în vremea lui Ilie. Și așa am făcut și eu, așa a făcut și Iosif. N-a avut avocat, a fost băgat în închisoare, acuzat pe nedrept. Și nedreptățile apar peste tot. Aici voi puncta ceva ce mă doare de mai mult timp. Și ar trebui separat să fie conferință de familie. Pe tema abuzului în familie. Abuzul fizic, abuzul verbal, abuzul emoțional și abuzul spiritual. Cel puțin acestea. Se tace, nu prea se vorbește, dar sunt pline și bisericile noastre, familiile, de aceste abuzuri. Aceste tipuri de abuz sunt niște nedreptăți care se întâmplă în interiorul familiei. Și ele, când lucrează, se pot transforma în resentimente, în răzbunare, sau poate chiar mai rău. Suferința nedreptății în familie. Câte nu auzim și noi ca păstori. Încercăm să ajutăm, să intervenim. Cât putem. Da, nu știu. Poate eu greșesc. Frate Remus. Parcă s-au mulțit. În ultimul timp s-au mulțit. N-am auzit de anumite tipuri de abuzuri până acum. Poate nu s-a vorbit despre ele, dar nu știu. Și contextul în care trăim... Da? Parcă aduce noi atacuri pe linia aceasta. Bun, ce este de făcut? Partea a doua a mesajului meu. Cum să ne raportăm la aceste suferințe? Uitându-mă și la Iosif, sper că ați observat că aproape în orice situație Iosif a vorbit despre Dumnezeu. Chiar și în textul nostru, Iosif spune de mai multe ori, zice, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, Dumnezeu a îngăduit, nu voi, ci Dumnezeu. Și aș vrea acum să mărturisesc că aceasta e perspectiva corectă pe care nici eu n-am avut-o totdeauna în viață. Și anume, să te uiți la problema suferinței de sus în jos.
nu de jos în sus. Adică să te uiți cu perspectiva lui Dumnezeu. Să nu uiți niciodată că Dumnezeu este suveran în viața ta și El îngăduie anumite suferințe și te învață, e o școală suferinței, cum să procedezi, ce să faci. Și iată ce am învățat și eu din viața lui Iosif. În primul rând, să accepți că suferința în familie este inevitabilă. Că toți împărtășim un anumit, o anumită suferință. Că nimeni nu e perfect în casă. Că nu ai voie să aștepți la celălalt să fie desăvârșit. Se luptă, încearcă, nici tu nu ești. E o consecință a răului, o consecință care e pesc cu noi aici. Dar, într-un anume sens, ce mi-a plăcut la Iosif este că a împărtășit răul din familie. Nu s-a delimitat complet de el, deși îi spune, voi ați făcut rău, negreșit ați făcut rău, dar nu și-a renegat familia. Asta e familia mea. Asta e. Soția, soțul, copiii, da, sunt toți păcătoși. Suferim datorită prezenței răului, inclinației noastre spre rău. Nu un păcat m-a zămislit mama mea. De aceea te ajută foarte mult să te uiți panoramic, să te uiți de sus în jos. Să vezi că viața este plină cu suferințe, de imperfecțiuni, că și tu participi la ele. Deci nu fi nerealist. Acceptă. Asta va crea în tine un duh de îngăduință. Nu față de păcat, nu. Îngăduință față de celălalt. Să vezi cum l-ai putea ajuta, cum l-ai putea ierta. Nu asta a făcut Dumnezeu cu noi, în Hristos? Și noi, nu? Eram răi, copii ai mâniei ca ceilalți. Și noi ne uram unii pe alții, spune Pavel în Tit, parcă. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. E o formă de a accepta că există o suferință împărtășită de toți. Bun. Al doilea principiu. Asumă-ți și anumite efecte ale relației din familie. Adică ești în legământ cu soția ta, soțul tău. Inevitabil, zic, vor apărea probleme. Copiii noștri nu sunt perfecți, dar nu îi renegăm, ci îi ajutăm. Noi când am intrat într-o familie, am intrat prin angajament. Ne-am căsătorit, ne-am asumat copiii. Ce observ astăzi, din păcate, este că oamenii, tot mai mult astăzi, influențați mai ales de media, vor să evite suferința și durerea. Și de aceea rup relații. Pleacă din relații. Divorțează. Nu, gata, nu merge. De ce să sufăr? Dar când ai făcut legământul, legământul te obligă să rămâi în relație și să suferi. Ca să-ți respecti legământul, angajamentul. Deci, când apar problemele în viață, nu fugi, ci le confrunți. Ți se permite să te exprimi în relație? Da, e normal să confrunți, să îi ceri celuilalt explicații, să povestiți, dar nu să fugi. Un credincios nu fuge în timpul suferinței. Și apropo, niciodată să nu iei decizii mari când ești în criză emoțională. Așteaptă să treacă criza.
ți-ai asumat legământul? La pachet vin și durerile în familie. Eu am trecut și ca tată, în special ca tată, pe aici. Dar nu mi-am renegat copii. Așa ani de zile a trebuit să negociez și eu să-mi schimb atitudinea. Și atitudinea mea n-a fost cea mai bună. Și mi-am dat seama că cu fiecare copil pe care l-ai și care are probleme și îți creează suferințe, cu fiecare trebuie să abordezi diferit. De aceea e copilul tău, să-l cunoști, să-l iubești într-un fel aparte. Nu există șablon să zici, așa voi face cu toți copiii. Cu fiecare trebuie să discut separat. Să-l iubești separat, altfel, în sensul de specific. Să-l iubești specific pentru ce este el, personalitatea lui. Bun. Al treilea principiu. Căutați beneficiile potențiale ale suferinței în familie. Când Iosif stă de vorbă cu frații lui care l-au trădat, le-a vorbit despre providența lui Dumnezeu. Vorbele lui arată credința lui. Că adică Dumnezeu a îngăduit, Dumnezeu a permis toate lucrurile, Dumnezeu era încă la lucru și în viața lui și în viața fraților lui. De aceea le-a spus, capitolul 4 și în versetul 5, Dumnezeu m-a trimis. Versetul 7, Dumnezeu m-a trimis. Versetul 8, nu voi m-ați trimis aici și Dumnezeu. Foarte puternică credință, da? Rețineți că Iosif nu a negat păcatul fraților lui, răul pe care l-au făcut. Nu. N-a diminuat realitatea răului, pentru că ei l-au vândut și acesta a fost răul făcut de ei. Dar Dumnezeu l-a învățat pe Iosif că el a îngăduit toate acestea. De ce? Ca să vă scap, zice acolo. Ca să vă scap în mare număr. Și în Geneza 50, când moare Iacov și frații lui, au intrat în panică că Iosif se va răzbuna pe ei. Iosif le spune așa, interesant când ei au conceput un fel de scenariu, că tatăl tău înainte de a muri a spus să ne ierți. Iosif zice, a plâns când a auzit cuvintele acestea. De ce? Pentru că nu i-au cunoscut inima. Niciodată nu s-a gândit să se răzbune pe ei. Dar Iosif le-a spus, versetul 19 din Geneza 50, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Și i-am mângâiat și i-am bărbătat cu aceste cuvinte. Vă dați seama aici, deci Iosif zice, Dumnezeu m-a îngăduit să fiu trădat, să fiu vândut, să ajung prin atâtea nedreptăți, să sufăr atâta. Pentru că avea nevoie de mine, nu pentru mine, ci pentru poporul lui. Deci, în vizor, în planul lui Dumnezeu, Iosif a înțeles, când te uiți de sus în jos, rețineți, că nu el era ținta acestor încercări. Toate încercările erau pentru altceva, poporul. Asta e extraordinar. Și tu dacă suferi, va trebui să te uiți. E familia? E biserica? Noi tot timpul ne vedem în centrul acțiunii, da? Noi suntem problema, da? Acolo. Dar uneori Dumnezeu ne folosește pentru alții. E mai bine, e mai eficient, e mai cu bătaie lungă. Decât să
să te vezi mereu pe tine în centru. Asta e excepțional, că suferința ta poate să fie schimbată în bine, dar nu neapărat în binele tău, ci în binele altora. Asta a făcut Hristos, nu? Păi el a murit pentru că a făcut păcat? Nu! Pentru noi și-a dat viață. Pe noi ne avea în vedere. Da? Când da, spune că căpetenia, el e căpetenia noastră, așa, și pe noi ne avea în vedere Hristos. El era doar în fața noastră. De aceea, atunci când treci printr-o suferință și în familie, trebuie să te uiți să vezi care e beneficiul. Poate că Dumnezeu vrea să oprească un rău care se întâmplă în viața ta și a familiei tale. Că nu mergeți într-o direcție bună. Poate că ați dat în lăcomie. Poate tot fel de ilegalități faceți. Poate că ați niște dependențe acolo. Și Dumnezeu vrea să vă oprească. Uită-te și așa la problemă. Nu e totdeauna așa. Poate de cele mai multe ori ar de-a face cu șlefuirea caracterului tău. Roagă-te, fii înțelept, cere Domnului să-ți spună de ce a făcut-o. Uitați, mi-am și notat aici de un alt scriitor care e tradus și în limba română, Sangster îl cheamă. Și el a fost un om al lui Dumnezeu, dar când era în putere, când era scria, când era predicatorul din Marea Britanie, unul dintre cei mai buni predicatori, a fost anunțat de medici că va muri în curând de atrofie musculară progresivă. Vocea a fost unul dintre primele lucruri pe care le-a pierdut. Atunci a luat 4 hotărâri când a aflat cât de gravă este boala. Și le-a notat. Și a spus, acum în perioada asta scurtă, cât mai am de trăit? Am 4 lucruri de urmărit. 1. Nu mă voi plânge niciodată. 2. Voi păstra o atmosferă luminoasă în cămin, în familie. 3. Îmi voi număra binecuvântările. 4. Voi încerca să transform boala într-un beneficiu. Câtă maturitate. Și a făcut un plan, vedeți? Să se uite, bun, atâta mai am, că putea face multe alte lucruri. Nu, n-am să mă plâng niciodată. Voi păstra în familie o atmosferă vie, luminoasă, nu de înmormântare. Îmi voi număra binecuvântările, nu încercările, ci voi încerca să transform boala într-un beneficiu. Adică s-a ținut ocupat până a murit. Și ultima sa carte pe care a scris-o, cu 2 degete, numai pe acele le putea mișca, a fost trimisă editorului cu 2 zile înainte să moară. Să nu renunțăm atunci când există suferințe în viața noastră de familie. Să lucrăm până iese ceva bun din aceste suferințe. Știți, problema noastră nu este uneori de explicație și de revelație. Iov, când a suferit, n-a primit niciun răspuns logic la toate întrebările lui, dar a primit niște revelații noi. Ce-i mai bun, să primești răspuns sau o revelație? Eu merg pe revelație. O descoperire nouă. Și atunci Dumnezeu îți poate descoperi că te-a trecut prin ciur, prin foc, pentru că
Uite, n-ai învățat ceva ce trebuia să treci. Și când Pavel a trecut și el cu țepușul, cu problemele lui fizice, s-a rugat de trei ori, s-a oprit, pentru că Dumnezeu trebuia, așa a înțeles Pavel, să învețe el, apostolul, că puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Asta e foarte greu să înveți dacă nu treci prin suferință. Când i-am trecut, țin minte, cu prin suferința, mai ales a soției mele, mie, mi-am resetat prioritățile în relații. Asta aș rezuma în atât. Mi-am dat seama că prea puțin am stat în relații apropiate cu ai mei, să investesc mai mult în relații. Uite, Dumnezeu m-a trecut pe acolo ca să pot să-mi reglez ceva în viața mea. Și poate de aceea Dumnezeu îngăduie să treci. Iosif a înțeles foarte bine. Nu eu, zice, sunt în vizorul acestor suferințe. Eu sunt un mic șurubel în marele mecanism al planului Dumnezeu. Poporul e în vizor. Acest popor trebuie să ajungă în Canaan. Și când, înainte de a muri, Iosif a zis, cum să-mi demonstrez eu credința în acest Dumnezeu? Când voi muri, zice, să-mi luați oasele mele și să le îngropați acolo în țara promisă. Cine face asta? Mă, cine crede cu adevărat că Dumnezeu va duce acest popor în țara promisă? Și așa se încheie cartea Geneza. Ultimul gând, al patrulea, ce lecție putem învăța azi? Să luați inițiative în familie pentru limitarea suferinței. Iosif a înțeles la un moment dat că el e acolo, a trecut prin toate, prin izolare, prin acuze nedrepte, suferințe emoționale. De ce? Ca să vă scap viața. Așa spune Iosif. Vă dați seama, el a gândit acest moment, doar știa dinainte tot scenariul. A fost gândit, ce voi spune eu când dau față cu frații mei care m-au vândut? Am mai multe variante. Răzbunare așa, pe personalități. Umilire. Hai să-i umilesc, așa cum au făcut ei cu mine. Eu, zice Iosif, sunt aici pentru voi. Am suferit, voi nu știți, dar eu am suferit să vă scap viața, să fac ceva bun acum pentru voi. Adică, vedeți, suferința a schimbat-o în ceva util. Nu s-a lamentat tot timpul să se plângă, vai de mine, vai, ci a transformat, a refuzat răzbunarea. Și așa cum spune în Geneza 50, a refuzat să facă pe Dumnezeu în viața fraților lui. Știa că Dumnezeu conduce, Dumnezeu are un plan. Și nu doar că i-a iertat pe frații lui, era prea puțin. Iosif a zis, vreau să vă fac bine, vouă și copiilor voștri. Nu o să duceți lipsă de nimic. Dar asta a făcut și Hristos, nu cu noi. Deci, datoria noastră, dragi creștini, nu este să explicăm suferința, ci să o punem la lucru. Să o limităm, să o folosim. Problema mea întotdeauna n-a fost una de explicație logică, ci problema mea a fost de cum mă raportez la Dumnezeu, de părtășie. Deci, suferința nu e o chestiune întâi de explicație, ci de părtășie. Că dacă ai părtășie cu Domnul, vei ști ce să faci chiar și când treci prin suferință. Și în loc să te plângi că suferi sau încerci să explici de ce suferi, fă ceva pentru a limita suferința.
Doar Hristos, Domnul nostru, ce-a făcut când suferea? Amintiți-vă tabloul crucii. Când era pe moarte, unu, i-a iertat pe batjocoritori. Adică, de ce să empatizez eu cu batjocoritorii mei? Dar asta face dragostea. Doi, a avut grijă de mama lui, care rămânea singură. Și a încredințat-o lui Ioan. Trei, l-a iertat pe tâlharul care s-a pocăit. Bun, ești pe cruce, ești în suferință. Câte poți face? Răzbunare, lamentare? Nu, Domnul Hristos a făcut bine. A transformat suferința, vedeți, în ceva frumos. Și asta cred că Domnul așteaptă de la noi. Și asta am învățat astăzi. Chiar și în familie noastră. Domnul să ne cerceteze pe toți. Să învățăm această lecție, nu ușoară. Dar iată că avem înaintași care au știut să ne învețe. Cum a fost Iosif sau Iov, Domnul Hristos, Apostolul Pavel. Pentru că în toate acestea noi o grijă trebuie să avem, cum spunea Iov, să nu vorbesc nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu și mai mult de atât să cucerim prin suferință, prin durere, să o punem la lucru, să nu ne copleșească, să fim combativi, să o limităm, să împărtășim chiar, să ne asumăm anumite suferințe și ale celorlalți. Dacă noi nu o facem, cine să o facă? Vorba lui C.S. Lewis. De ce suferă creștinul? Răspunsul lui, de ce nu? Pentru că creștinul știe să sufere sau știe ce să facă cu suferința. Duhului Dumnezeu să păstreze toate adevărurile Scripturii în inima noastră și în familiile noastre. Și indiferent prin ce trecem ca familii, mărturisiți că Dumnezeu este bun. Este același. Acestui Dumnezeu, bun și drept, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.